Tornadă! Taifun! Asta nu-l oprește pe Axel! Când are chef de o tură cu bicla! Ha, 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 ha. Am văzut, cineva m-a întrebat cum se întâmplă accidentările, din ce cauze. Păi dacă ai ști toate cauzele și ai fi tot timpul 100% safe, s-ar mai întâmpla ceva? Normal că se întâmplă. Shit happens. Că-i vina ta, că-i vina altuia. Te mai uiți, oasele se rup. Totul e bine când se vindecă. Când încă poți să le pui la loc și să le repari. Oricum, un os rupt, acolo nu se mai rupe. Se rupe un centimetru mai sus. Nu vreau să intru pe aici, o să întoarcem. Că n-am chef să mizerabilizez cursiera. O luăm înapoi. Ce pot să zic? Se întâmplă. Se întâmplă cum se întâmplă. Când vine să vină ghinionul, acolo, dacă ați văzut în pozele alea, unde aveam mâna ruptă, mi-am rupt în... A fost fractură dublă și dislocate oasele, a fost foarte urâtă. Acolo, dacă vine să credeți, eram la un rulaj cu un trekking, pur și simplu la viaduc, la Dacale, cu metru Orșova, au picat stânci pe drum. Vina mea, neatenție, erau niște bolovani, n-am mai putut să evit, am dat în ei, m-a aruncat peste cap, cred că am picat exact pe o stâncă din aia ascuțită, erau așa cam cât niște mingi de fotbal. A ghilotinat mâna. N-am mai stat să mă uit că veneau și tiruri. M-am aruncat repede de pe drum, m-am tras pe margine. Mâna stângă o mai reparăm. Dacă trece Scania peste tine, nu mai faci nimica. E game over. Oh, dar bate serios vântul din față. Așa se întâmplă. Poate oricând să se întâmple orice. Asta înseamnă că devii paranoic și nu mai ești din casă, nu. Trebuie doar să fii cât mai prevăzător, orice să prevezi prin oraș, să nu faci nebunii. Pe afară asculți, auzi că vine un tir, te tragi din timp cât mai pe dreapta, auzi un fâșuit prin boscheț, vine o haită de câini, îi dai pedală dacă ai drum drept. Dacă n-ai și nu poți, oprești, te uiți tot timpul după grob, după resturi, după denivelări în asfalt. Pentru că, să vă mai zic ceva, dacă s-a întâmplat doată, nu înseamnă că nu se întâmplă și a doua oară, și a treia oară, și a cincisprezecea oară. Se pot întâmpla necazuri unul după altul. Statistica e doar o minciună, așa se spune. Dar statistica nu e o știință. Statistica e, cum să vă dau exemplu, pe cap de ciclist sunt două accidente. Unul poate să n-aibă niciunul, unul patru. Cam așa e. Chiar și în tir poți să mori. Nu e nimic bătut în cuie. Viața e așa, se ține de un fir de ață. Tocmai de aia trebuie să o trăiești și să faci cât mai mult ce îți place. Pentru că nu știi când se duce. Bineînțeles, nu trebuie să treci nici în extrema elaltă ca în filmele alea de adrenaline junkies. Să începi să cauți, să spargi bănci cu mitraliera și să... Nici aia nu e ok. Dar nici să-ți fie frică să mai ieși din casă. Cam bate vântul.